tragedia a avut loc la scurt timp după ce fata s-a înghesuit în microbuzul plin până la refuz cu călătorii. S-a aflat printre ultimele persoane care au încăput în mașină. Ușa din spatea microbuzului s-a deschis în mers, iar eleva s-a izbit de asfalt și s-a lovit puternic la cap. Eleva care stătea, care ocupa în spatele scaunelor normale ale microbuzului un loc improvizat din lemn, a căzut din cauza că s-a deschis ușa din spate pe carosabil. Călătorii au dat imediat alarma la 112. Medicii au încercat să o țină pe eleva de clasa a 7-a în viață, însă leziunile au fost atât de grave încât a murit sub privirile părinților. Echipajul SMULT a ajuns la fața locului, a găsit pacienta, o fetiță în vârstă de 12 ani, în stop cardiorespirator. Împreună cu un echipaj al ambulanței au executat manevre de resuscitare, însă din nefericire pacienta nu a răspuns manevrelor, iar după aproximativ 60 de minute a fost declarată decedată. Șoferul nu are nicio explicație pentru ce s-a întâmplat. Localnicii spun că șoferul avea un comportament agresiv față de copii, iar microbuzul era mereu arhiplin. Bagă în plus în microbuz, îi înjură pe coptici și Doamne ferește ce face cu ei pe microbuz. Circula cu ei vreodată, ați fost? Da, am fost. Și scaune improvizate, înjură oamenii și face în toată formă. Luna trecută, o elevă de 17 ani din Ploiești a căzut din autobuzul care o ducea la școală după ce geamul de care se sprijinea a cedat. Fata a fost operată de mai multe ori la cap, nu are voie să se ridice din pat și a fost nevoită să înghețe ultimul an de liceu. Familia ei cere acum municipalității daune de 1 milion de euro.